Trecută am uh, vorbit despre începuturile uh, epocii ellenistice în cultura uh, antică, uh, și în următoarele uh, episoade trebuie să vorbim despre noile curente uh, filozofice. Uh, epicurismul, stoicismul, scepticismul, uh, să începem cu stoicii, uh, că tot am vorbit de Diogene nu demult, mult, ori Zenon, fondatorul stoicismului, a fost, se spune, discipol lui Crates, un filozof cinic. Acum, Diogene la acțiune ne spune o anecdotă foarte simpatică, și anume că Zenon era băiat de bani gata din Cipru, că ar fi venit cu o corabie plină de mărfuri la Atena și că această corabie ar fi naufragiat, ar pierduse tot. Și era foarte descumpănit, iar un librar în Agora i-a spus să-l urmeze pe Crates. A știu ce-ți trebuie, urmează-l pe Crates. Mă nu nu era interesat de Socrate, în principiu, de filozofia socratică. Și a zis, există vreun a întrebat există un continuator al lui Socrate. E, uite, Crate Steban. El ar putea să... Da, e foarte interesant interesantă legătura asta, pentru că, de fapt, toți se revendică într-un fel sau altfel de la Socrate. Mai puțin epicurei. O să ba vedem și că epicurieni. Î, sunt critici. Sunt singurii care sunt critici. Eu cred că și de epicurieni, să vorbim zi. despre asta, de eu cred că și la epicurieni există un filon socratic. Uh, uh, însă, bun, bine uh, da, am, am o părere mai radicală. Eu zic că sunt critici destul de implacabila lui Socrate, dar o să vorbim Bun, la. Îți are data viitoare, Când că nu e cum <laughs> tu, dar hai să vorbim acum despre Zenon Cleante, Crisip. <laughs> ăștia sunt Pentru că asta primii este Cei primii trei mari scolari. filozofi stoici. da, deci legătura asta între cinism și stoicism e importantă, pentru că spunea Diogene Cinicu, asceza este a tot puternică. tot asceza avem și la Stoic, dar minte și la epicurieni. Asceza înțeleasă ca exercițiu. Sigur că asceza cinică e mult mai radicală, în timp ce asceza stoică e un ansamblu de exerciții spirituale. Spune-mi un cinism moderat. Da, și Eu... conformist într-un anume sens. Da. Sigur că există o critică socială. În gândirea stoică, cosmopolitismul stoic, universalismul stoic, dar din punctul de vedere al comportamentului în societate, stoicii nu sunt niște rebeli. Nu. Așa nu cum sunt, apar e cinicii. E diogene, da. Nu, nu se compară. Dar există ceva comun, da? adică, mă rog, Părintele lor spiritual, să zicem, sau Sfântul lor patron, e tot Heracle. Uh, pentru că viața e definită ca efort. Uh, fiecare dintre noi trebuie să facă alegerea lui Heracle. Și, Heracle alege și virtute. Și da, asta este da. alegerea pe care o fac cinicii, asta este de asemenea alegerea pe care o fac uh, stoicii. Deci există uh, un filon comun. Multă lume Fără pierde doar, din vedere da. acest lucru. Și mai este încă o problemă, pentru că uh, există acum un fel de modă stoică. Foarte bine, mai bine să fie stoicismul la modă decât marxismul sau maoismul sau mai știu eu ce. Mai bine așa. Însă ca orice modă, neostoicismul corporatist contemporan e superficial și avem o reducere a stoicismului la eticheta cu tare e stoic, adică suportă, rezistă, e ca o cămilă care duce mult în spinare. Da, e un animal de povară. Ori da, nu ori asta te face stoic. Stoicismul este mult mai mult decât atât. Stoicismul este disciplina voinței, într-adevăr, dar este și disciplina dorinței și disciplina gândului. Stoicii hai să... sunt logicieni. Da, hai să Stoicii sunt preocupați de studierea naturii. Cele e foarte Cele trei ramuri ale stoicismului. E adevărat, e ceva ce este preluat de la Academia Veche, Academia lui Plato. Și anume, filozofia, după părerea lor, are trei ramuri. Logica, fizica și etica. Logica se ocupă cu structura gândirii. Asta este ceva universal. Ai nevoie de o gândire bine structurată și ei, lor le datorăm uh, o logică propozițională uh, foarte bine dezvoltată. Uh, logica stoică este remarcabilă și dă roade chiar și astăzi studierea atentă a gândurilor primilor stoici mai ales aici. Stoicii greci sunt foarte buni, stoicii romani cred că se ocupă ceva mai puțin de logică. După care avem studiul naturii, fizica, ca asta înseamnă fizica, studiul naturii. Și stoicii, trebuie spus, stoicii sunt, sunt materialiști. E adevărat că universul lor este format din materie și are o structură rațională, un fel de suflet, de pneuma care este rațional, organizează lucruri, este rațional și moral. Dar până la urmă, sufletul nu este nemuritor. Nu avem nemurea sufletului așa cum apare în religiile monoteiste, așa cum apare în religiile este monoteiste, dar există totuși, da, există totuși o formă da, de nemurire a sufletului, dar ce spuneai despre natură e foarte important, pentru că în viziunea stoică există o ordine cosmică, o ordine providențială, și, există providență. Da, și, și cicluri naturale, universul și care se deslușează. O legătură și între logică, fizică și etică, adică studiul logicii are un impact asupra comportamentului. Pentru că trebuie să ne educăm gândirea pentru a ne comporta judicios în viața de zi cu zi. De asemenea, contemplarea naturii ne deschide ochii asupra locului nostru în ordinea cosmosului. Foarte important, pentru că strigătul de luptă al stoicilor este să trăim conform naturii. Foarte Și important. Seneca explică foarte bine ce înseamnă asta. A trăi în conformitate cu natura înseamnă a face bine semenilor noștri. Uh, sună foarte kantian uh, pentru că există un imperativ categoric în uh, filozofia stoică, ceva ce decurge din uh, calitatea noastră de oameni. Există două tipuri de obligații în viziunea stoică, obligațiile ce decurg din uh, faptul că suntem oameni și apoi obligațiile secundare uh, ce decurg din locul pe care îl ocupăm în societate. Cele mai importante sunt, evident, obligațiile ce decurg din calitatea noastră de oameni. Și de aceea aș face legătura cu uh, Kant, uh, cu imperativul categoric, uh, da? cu ideea unei obligații, unei datorii care decurge din natura umană. Pentru că ai trasat această genealogie, da? Socrate, Diogene Cinic, după aceea Stoicii, după aceea Kant, sunt cei care cred în rolul fundamental și complet al virtuții pentru a asigura o viață fericită, o viață care merită trăită. Aici îi diferă, trebuie spus, de Aristotel. Da. Despre care am vorbit. Așa pentru că e. Aristotel, sigur, și pentru el virtutea este de căpătâi, dar fericirea nu depinde doar de virtute. Și mai e ceva. Pentru Aristotel, virtutea devine un obicei, devine o a doua natură pentru că produce plăcere. plăcere. exact. Ceea ce nu e cazul Și este vorba în de o dependență genealogii. bună, o dependență pozitivă. Uh, idee pe care de-al de pildă, Toma de o preia uh, de la Aristotel. Da? E plăcută virtutea. Uh, Stoicii spun, o fi plăcută, nu o fi plăcută, nu asta contează. Da. Uh, sigur că e plăcută, dar nu asta contează. Ce contează este să, să ne facem datoria doar de dragul datoriei. La Kant o să ajungem la o formulare și mai radicală. Plăcerea e suspectă. Dacă simți plăcere, s-ar putea să acționezi din motivele greșite și nu din virtute. Uh, mai e o altă diferență interesantă între stoici și uh, aristotelicieni uh, în privința pasiunilor. Uh, pentru că Aristotel spune uh, pasiunile trebuie moderate și canalizate, în timp ce, în viziunea stoică, pasiunile trebuie eradicate. Uh, Exemplul cel mai uh, faimos este uh, furia, uh, mânia. Bun, te gândești aici, în primul rând, la Seneca, da, la tratat. despre Evident, uh, dar cred că uh, continuă o tradiție. Uh, sigur, nu cred uh, că e revoluționar aici, în școala stoică. Și uh, gândirea stoică, în Antichitate, spune că este mult mai importantă decât. Aristotel, care sigur își păstrează locul dar nu este atât de discutat până la Alexandru din Afrodisias Stoicii aș spune că au un moment de glorie și eclipsează pe ceilalți chiar și pe celelalte școle leniste pe Sceptici, pe Epicurei Stoicii sunt totuși number one da, pentru că asta. la un moment dat devine o modă da. uh, Probabil te referi la perioada romană, sfârșitul Republicii, începutul da, Imperiului. și la greci, totuși, stoicii, pentru că au o gândire filosofică atât de amplă și pentru că sunt atât de buni și la logică și la știința naturală, la filozofia naturală și la etică, au totuși o anvergură impresionantă. Și au și un rol politic uni da. stoici joacă un rol important în politică. De pildă regele Macedoniei Antigonus Gonatas, da, avea mare respect pentru Zenon. L-a invitat pe Zenon, la el, bun Zenon nu s-a dus, a trimis un, disci un discipol. De asemenea, există ideea unei influențe stoice asupra regelui Cleomene al Spartei. Numai că simpla menționare a acestor uh, cazuri ne arată diversitatea implicărilor uh, stoice în politică. Antigonus, regele Macedoniei și Cleomene, regele Spartei, linia lor politică e complet opusă, aș zice, nu doar diferită. Ori asta înseamnă că stoicii ne spun că trebuie să ne implicăm în cetate dacă trebuie să ne adaptăm la context. Eu i-aș compara puțin cu iezuiții. da? Într-un fel, sunt iezuiții epocii ellenistice, în sensul că se adaptează la context, într-un context republican adoptă o viziune republicană, într-un context monarhic adoptă poziția de sfătuitor uh, al regelui. Clar este însă că filozoful are o datorie de implicare în viața cetății, o implicare directă sau indirectă. Și aici este o diferență importantă între stoicism și epicurism. Uh, epicurienii vor spune că implicarea uh, politică nu e deloc necesară, ba chiar păguboasă. Mă bucur că aduci vorba, pentru că în episodul viitor trebuie să discutăm despre epicur și săi. Însă, înainte de a trece uh, la anunțarea viitorului uh, episod, uh, cred că important. Important să uh, spunem clar uh, că ce distinge în mod fundamental stoicii de epicurieni este viziunea asupra providenței. Da? Providențialismul stoic se opune uh, ideii epicuriene că lumea e rezultatul hazardului. Viziunea stoică e una... Fundamental providențialistă, chiar dacă nu e o providență întru totul asemănătoare cu cea creștină. Nu e o providență care intervine în toate detaliile vieții individuale. Este o providență generală. Nu una particulară. Nu una așa particulară. Cum avem în, da. Asta e o chestiune religios. absolut esențială și trebuie mereu amintit, tocmai pentru că. Avem această modă neostoică, foarte binevenită, dar care trebuie totuși și luminată. Trebuie. Stoicismul și... nu este un instrument doar ca să obții anumite beneficii pe termen scurt, ci stoicismul e un mod de viață. Da, iar idealul de înțelepciune stoic e atât de înalt încât presupune o căutare foarte îndelungată. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.